Așa, în imagine vedeți cum am făcut secționările. Se primește că de la creșterea, de la creșterea părului am lăsat undeva 2-3 cm ca să am cu ce lucra în jurul cocului. Aici am secționat coada și am prins-o. Se primește că ar fi puțin mai jos decât pe diagonal cu bărbia. Nu va fi un coc poziționat chiar sus, va fi un coc poziționat un pic mai jos decât cocurile pentru mireasă. Deși acesta coc va fi ideal potrivit și pentru mireasă. Adică chiar e pentru mireasă. Așa, o să vă... Fixativele pe care le vor folosi în proces este Cune Fix Freestyle Spray. Îl voi folosi în proces de creare a texturilor. La fel, în combinație cu el, voi folosi Spray Wax. Spray Wax-ul este pentru netezire și pentru a crea texturi mai curate. Și deja ca finish voi folosi fixativul lichid după ce elementele vor fi finisate și pudra pe volum. Pentru volum, desigur, voi folosi. Deci, la mine este manechin, da? Dar în cazul în care aveți o clientă cu păr natural, pregătiți părul neapărat înainte de coafură cu protecție termică, după care creponați părul până la aproape de lungime, adică până aproape de vârfuri. Undeva 10-20 cm de la vârfuri evităm. În cazul când avem părul natural, placa de creponat se poate de încălzit la 210-230 de grade. Când avem un păr vopsit, mai ales dacă avem un blond vopsit, atunci placa se încălzește maxim la 190 de grade. Așa. Deci, pregătirea cu protecție, tragem la perie, după care creponăm. În cazul meu, eu nu am tras, nu am pregătit cu protecție, am tras doar la perie și un pic de tot am creponat rădăcina manichinului, fiindcă părul cam stă plat la ea. Așa, vom începe cu coafura cu partea din față, cu zona bretonului. Ce este important atunci când secționați această porțiune? Vă conduceți de cel mai înalt vârf al sprâncenii, de colțul sprâncenii și secționăm în linie dreaptă spre coadă și partea cealaltă exact. O recomandare foarte potrivită este atunci când faceți aceste cărări să faceți un zigzag, așa, ca să fie mai ușor de ascuns cărările. Și partea cealaltă la fel. Și începem cu etapele de tapare la rădăcini. Așa, secționăm pe orizontal undeva grosimea fiecarei șuvițe de 1 cm. Vom efectua taparea undeva 4-5 cm de la rădăcină, adică pe lungimea pe care voi doriți să creezi texture. Folosim pudra, un pic pulverizăm și efectuăm taparea pas cu pas. Ce este important atunci când efectuați taparea? Și neapărat fixăm cu fixativul din proces. Trebuie să fie un fixativ cu o fixare nu prea puternică. Așa. Următoarea șuviță. Deci am început, voi efectua taparea exact așa, pas cu pas, toată porțiunea dată. Deci, ce este important atunci când efectuăm taparea? Ca de fiecare dată când tragem cu perea, cu peptanul, de fiecare dată scoatem total peptenele din păr și efectuăm taparea. Undeva zona bretonului eu o separ maximum 4 bucăți. Deja depinde în dependență de densitatea pe care o are. Bun.
clientela voastră sau clienta voastră. Sigur că pe manichin este foarte mult păr, dar pe clientele naturale păr la fel este mult, doar că este mai subțire și nu este chiar atât de poros ca manichinul meu. Așa, următoarea etapă, netezez foarte bine toată această textură care am pregătit-o și atunci când efectuați netezirea, vă străduiți să nu băgați vârfurile sau dinții de la peptine prea adânc ca să nu stricați prea mult din volum. Așa, întâi am netezit foarte bine cu peptanul, după care voi folosi ceara pentru netezire. Este important să pulverizați câte un pic ca să nu efectuați, ca să nu faceți un efect prea umed. Chiar și în cazul când puneți prea multă ceară și s-a creat un efect murdar sau umed, așteptați doar câteva minute ca această ceară să se usuce și continuați mai departe. Așa. Deci, după ce am pregătit această textură cu ceară, îmi fixez, uitați-vă, în așa mod părul. Așa. Mărginile le aduc spre mijloc, le întoi spre mijloc. Iau un ac, o agrafă și o fixez aici provizoriu. Nu o apăsați de tot spre codiță, doar un pic. Și voi începe să creez texturile. Deci pe această porțiune de obicei scot 4-5 texturi maxim. Și când trageți acele texturi, apucați cu buricele degetelor de la rădăcină și ușurel tragem. Așa. Deci aici am prima textură. Pot un pic să o peaptăn. Și dacă doresc, o scot și mai mult. O extind. Și creez așa o fâșie de păr transparentă, să nu fie prea groasă. Dacă va fi prea groasă, va cădea mai rapid. Următoarea textură. Așa. Și ultima o scot, doar că nu o extind la fel de mult. Și nu o pornesc chiar de la rădăcină. Undeva de pe la mijloc. Abia atrag încetişor. Și partea cealaltă la fel. Deci se primește că eu întâi îmi trag texturile, îmi dau direcțiile, după care voi începe prelucrarea lor. Așa, și începem pregătirea. Cum se pregătește fiecare textură în parte? Întâi vom folosi ceara pentru netezire și uitați-vă, nu fixez toată textura până la final. Voi lucra cu prima jumătate a texturilor, cu toate odată și apoi continui spre sfârșit. Am folosit ceara, după care folosesc fixativul pentru a fixa rezultatul. Și da, se poate desuflat ca această textură să se usuce mai rapid. Fixez în ambele părți și pornesc cu cealaltă. Bine, în cazul meu ele sunt curate, da? Dar dacă presupunem s-ar primi mai încălcită textura, aveți posibilitatea să o țineți bine cu degetele și să o peptănați. Așa, fixăm. Nu uitați, prelucrez doar jumătate din textură. Așa, și textura de margine. Și neapărat fixăm și pliurile, adică și spațiul dintre texturi, ca să nu să se pufoșească. Așa, și la fel continui și partea cealaltă. Două ace
lungi, una dintr-o parte și din partea cealaltă, și încep să lucrez cu cealaltă bucată a texturilor. Îmi iau peaptănul și ușor îmi netezesc, fie că cu codița, fie că chiar cu vârfurile în peptă. Și asta îmi permite ca să-mi extind textura și mai mult. Deci, totodată vom crea relieful acestor texturi. Deci, îmi fixez o agrafă pe o direcție și cealaltă pe cealaltă direcție. Ce presupun aceste direcții? Un semi-opt sau o formă de litera S. Și îmi prelucrez textura deja până la final. După ce am prelucrat-o până la final, această textură, mai iau o agrafă și o fixez partea cealaltă. Deci, la mine ce se primește? Că merge un val într-o parte, în partea cealaltă și iarăși în partea cealaltă. Așa. Deci, avem primul val. Continuăm cu următoarea textură. Bine, sigur că toate texturile aici, la final, la noi se împreunează. De obicei, mai multe agrafe sau mai multe valuri se creează la textura de pe mijloc. La texturile de pe periferie, deja mai puține reliefuri. La fel continui și cu partea opusă. Îmi fixez iarăși o agrafă aici ca să mi le fixeze pe toate împreună. Chiar o introduc un pic mai adânc și iau această șuviță de păr. Un pic o răsucesc ca să-mi fie mai ușor să o fixez. Și o răsucesc în jurul cozii și o prind aici. Trebuie să fixez texturile cu fixativ lichid pentru a le întări, ca să fie și mai rezistente. Pulverizăm, desigur că la distanță, și dacă undeva am pufuri, netezim cu degețelul sau cu ajutorul la codița peaptănului. Deci, trecem la părțile laterale. Eu deja partea din stânga am pregătit-o. Acum urmează să merg la partea din dreapta, ceea ce va fi exact la fel ca partea cealaltă. Dar atunci când efectuăm, de exemplu, o parte laterală și trecem la cealaltă, eu de obicei efectuez întâi partea din spate de la ceafă, după care trec la partea cealaltă laterală. Pregătirea exact la fel va fi ca partea de sus, cum am pregătit. Voi separa șuvița pe orizontal aici în două bucăți și facem taparea pe 4-5 cm cam lungime de la rădăcini. Pulverizăm pudra, taparea la suprafață, fixator, netezim și iau cealaltă parte. Pudră, tapare, fixator. Le luăm împreună, netezim și partea din interior și părțile laterale și, cel mai important, partea de dedesubt. Un pic aplecăm capul în față, să ne fie comod. Folosim ceara pentru netezire. Netezim bine textura. Fixez
așa, cât mai aproape de coadă. Aici este un pic dificil de fixat, însă nu e imposibil. Deci, pe partea de mijloc, de obicei, aici scot doar o singură textură, fiindcă vin părțile laterale care se vor completa și ca să nu am prea multe texturi, scot doar una. Întâi am tras-o bine în jos, după care o prelucrez până sus. Voi folosi o agrafă mai puternică, din asta caclamele. Îmi scot acul preventiv și aici fixez obișnuit de scalp. Doar că foarte atent să nu stricați textura. Un pic cu fixativ. Așa, și acum trec la partea laterală. Așa, această bucată de păr o voi separa în două jumătăți. Fiindcă partea din față la mine este mult păr, voi selecta de la urechiușă, încă poate chiar un centimetru mai sus de urechiușă, voi lăsa pentru șuvița cealaltă. Așa, și aici tot este binevenit să faci un pic de zigzag, ca să fie mai ușor de ascuns cărările. Pregătirea texturii este la fel ca și în părțile anterioare. Aici deja se primește că separă un pic orizontal. Se poate în 2-3 separări. Așa, începem întâi cu partea din față. Iarăși pudră, tapare, fixator, următoarea bucată. Când aveți cantitate de păr mai mare, nu neapărat să faceți tot apare prea abundentă, cum s-ar spune, sau prea apăsată. Faceți tot apare mai lejeră. Dar oricum facem taparea, fiindcă taparea este momentul care ne dă posibilitatea de a scoate texturi frumoase. Așa, întoarcem șuvița invers, o netezim la suprafață, întâi cu peaptănul, după care folosim iarăși ceara ca să facem textura și mai curată. Țin bine cu direcția unde nouă ne trebuie să fixăm. După care, uitați-o, partea de jos un pic o răsucesc în sus. Extindem un pic șuvița în jos. Așa, un pic extindem și în sus ca să intersectăm cu partea cealaltă. Și fixăm iarăși aici un ac până la coadă, nu deasupra cozii, iată așa. Și ne scoatem două texturi maxim. Așa, prima textură ar putea fi un pic partea de sus, iată așa. Asta va fi a doua textură. Și încă o textură pe mijloc s-ar putea. Vă străduiți tare să nu extindeți pe lateral și de la rădăcină, ca să nu facem volum prea mare și să nu avantajăm fața clientului, da? Sau forma din față. Iarăși prelucrez cu ceară fiecare textură ca să fie mai curată, mai netedă. După care cu fixativ. Și dacă observați, eu tapetez și totodată suflu ca toate firele astea de păr care stau ieșite în exterior să se lipească de textura mea. Și să știți că atunci când vi se lipește prea tare șuvița de degete, neapărat spălați mâinile. Îl apăsăm în adâncime mai mult. Și mai prelucrăm dacă avem nevoie texturile. Aici voi pune un ac
ca să nu mi se ridice prea mult textura, să rămână mai flexibilă. Nu uităm să fixăm cu fixator lichid. În cazul când, de exemplu, așa atârnă șuvița un pic în sus, iată așa, fixăm aici de sub un pic cu fixativ și lipim șuvița mai tare de cap. Și așa facem cu toate părțile, iată aici la fel, toate părțile unde se văd sărările. Așa, fixăm, ca să nu fie vizibil și să fie un tot întreg. Deci, următoarea etapă, vom fixa un burete. Îmi dau drumul la tot părul în jos. Așa, acum urmează să fixăm buretele. Dacă doriți un cop mai voluminos, vă puneți sigur cu un buret mai mare. Dacă doriți un cop mai mediu, un buretel mai mic. Eu voi face o mărime așa de coc, mai evidențiată, mai înalt, cum s-ar spune. Și fixăm de jur împrejur cu ace. Următoarea etapă, voi undula părul din coadă și aici deja voi separați cam câte bucle veți face. Eu voi face în jur de 5-6 bucle. Voi folosi undulatorul de 32 de mm. Așa, înainte de undulare folosesc fixativ pentru ca unduleul să fie mai pronunțat. Netezăm bine șuvița ca să extindem bine produsul și vom începe ondularea clasică. Vom ondula șuvița metoda clasică. Ondulăm toate șuvițele, după care vom face cocul. Undularea șuvițelor va fi toate în aceleași direcție. Așa, cât la mine se recurăsc buclele din coc, o să vă arăt cum putem pregăti sau aranja bretonul partea din față. Eu întâi un pic o să mi-l îndrept, fiindcă este pufos. Așa, mai departe. Așa. Șuvița la care dorim să construim volum în sus, ca să o ridicăm de la față, o pulverizăm dedesubt cu un pic de pudră, facem o tapare, dar ne străduim nu prea să ieșim partea anterioară sau partea de sus, împingem taparea cât mai la rădăcină. Așa, fixăm cu un pic de fixativ, netezim. Netezim și partea exterioară.
Așa, luăm undulatorul și uscăm această parte de desubt. Așa. Continuăm să netezim șuvița și o mai fixăm cu fixativ, ca să fixăm volumul pe care îl creiem. Mai departe, extindem un pic spre partea opusă șuvița, iarăși o fixăm. Așa. Și acum vom ondula în exterior. Așa, fiindcă la mine bretonul este mic, nu voi ondula prea mult, un pic. Se face un pic mai mult. Așa, aici extindem șuvița în sus. Prelucrăm bine după direcția pe care dorim să o fixăm. Așa, dacă am prea mult păr, șuvița aceasta pot să o dau în spate. Și o aranjez frumos spre coc, spre coafură. La fel îi voi face un pic de volum la rădăcini. Tapare, întâi pudră, tapare, fixator, netezim. Uscăm cu ondulatorul dedesubt și ondulatorul îl răsucim. Ondulăm vârfurile sau poate chiar de la jumătate ca și partea cealaltă spre exterior. Așa. Peptănăm șuvița. Aici la fel putem un pic extinde în sus ca să ridicăm volumul. Continuăm să fixăm. Dacă șuvițele în față ar fi prea pufoase, putem folosi și un pic de ceară pentru netezire. După care deja fixăm cu fixator. Și șuvița din față când o fixăm, la fel din ambele părți, ca să creăm acea rezistență. Trecem la coc. Dăm jos toate buclele. Așa. Aici la fel vom construi texturi. Și pentru a construi acele texturi, la fel avem nevoie să tapăm șuvița pe partea interioară. Pulverizăm pudra. Facem taparea, folosim fixativul pentru a fixa, netezim și întoarcem invers șuvița. O netezim și din exterior, după care folosim ceara pentru a fi și mai netedă, iarăși netezim cu peptenele. Așa.
și vom extrage două texturi. De obicei, când faceți cocul din bucle, adică eu de obicei când fac cocul din bucle, mă strădui să nu scot șuvițele sau texturile de pe exterior, de pe părțile laterale. Mereu mă strădui să o fac de pe mijloc cumva. Îmi extrag așa mod două texturi. Deja depinde cât de înalte doriți voi să le obțineți. Prelucrez fiecare textură în parte, întâi cu un pic de ceară. După care cu fixativ. Și tapetăm ca să fixăm bine toate firele de păr și totodată ca textura să fie curată. Așa. La moment îmi fixez cu un ac și mai prelucrez fiecare textură în parte. De ce nu scot de pe exterior? Fiindcă aceste părți le voi putea extinde la necesitate pentru a acoperi careva locuri goale. Continui să îmi prelucrez bine. Așa. Și voi folosi un ac pentru fixare. Acul vă străduiți mereu să-l prindeți de pe interior. Iată așa. Ca să nu fie deasupra șuviții. Să fie dedesubt ca să păstrăm volumul. Nu voi duce până la marginea burețelului. Voi face niște texturi mai evidențiate, mai mari. După ce am fixat acul, prelucrez iarăși texturile și voi folosi niște ace pentru a face direcții. Așa. Să știți că atunci când construiți direcții, înălțimea texturilor voastre se va micșora. Dacă ele vizuale erau înalte, la moment, ele la mine vor deveni mai coborâte. Așa, mai departe, iau următoarea șuviță. Vârfurile care mi-au rămas, la moment, îl las până când continuu cu cealaltă șuviță. Ce voi face la moment? Până când vreau să ascund acest gol. Găurica dată a buretelui este cel mai greu de făcut o rotungire frumoasă. Voi schimba direcția șuviței de păr folosind o agrafă din alea mai puternice. Deci, iau șuvița, îmi schimb direcția, bucățică din burețel și fixez partea cealaltă opusă. Și deja aici voi construi volumul și voi duce textura în direcția opusă. După ce am schimbat direcția, iarăși continui să fac taparea. Pulverizăm pudră. Efectuăm taparea. Fixator, netezim întoarcem invers șuvița și iarăși netezim bine ca să fie curat. Și dacă mai aveți nevoie, mai efectuați și în poziția dată un pic de tapare. Pulverizăm ceară pentru ca să netezim și mai bine textura. Netezim. Și iarăși îmi voi scoate două texturi, iarăși nu de pe margine. Strădui de pe centru mai mult să fie aceste texturi. Așa.
pregătirea texturilor. Le fixez la maxim. Prelucrăm. La necesitate peptănăm ca să fie șuvița textura curată. Așa, mai departe urmează să prelucrez bine încă aceste texturi pentru a le oferi o rezistență și mai puternică, fiindcă sunt cam moi, cam fine. Și iarăși voi folosi agrafe pentru a le fixa, ca să se fixeze în așa mod bine, să nu cadă texturile. Și pot prelucra și cu fixativ lichid. Îmi iau următoarea șuviță de păr și la fel voi face schimbarea de direcție. O voi fixa sub prima textură, sub prima buclă de aici și voi face textura în poziție opusă. Deci schimbarea de direcție vă ajută ca să acoperiți porțiunile nedorite sau să vă dați direcția mai confortabilă. Iarăși îmi iau o agrafă. Tragem șuvița de păr la maxim în poziția la care ne dorim și luăm o bucățică de buret și o punem peste șuviță. Este important ca texturile voastre, ca direcție pe aceeași poziție să nu se repete, da? De asta eu fac schimbare de direcție, voi aranja în poziția dată și va fi mult mai frumos. Așa, pulverizăm pudră. Facem tapare bine de dedesubt la șuviță, fixăm cu fixator, netezim întâi fără ceară. Dacă ni s-a stricat taparea sau împeptănat-o prea mult, mai efectez un pic. După care folosesc ceară. Mai netezesc un pic și iarăși voi scoate textura. Așa, asta va fi forma texturii mele. Un pic o extind în jos, un pic partea de la periferie o extind în sus și mai scot o textură pe mijloc. Iată așa. Voi fixa cu agrafă provizoriu și voi începe să-mi prelucrez bine aceste texturi, să fie mai curate. Se poate depeptănat ușurel, netezim cu ceară, după care cu fixator. Fixăm un ac, așa, și iau următoarea textură. O mai extind puțin tel, când faceți extinderea, foarte atent să nu iasă prea mult păr. Am nevoie capul să-l peptăn un pic, nu vă fie frică să peptănați. Atunci când peptănați, obțineți o textură curată.
iarăși voi fixa un ac. Întâi voi fixa mai aproape așa de burețel. Așa. Și textura dată va rămâne în jos. Aceea este mărginuța, ea ne ajută să extindem. Așa. Deci, fiindcă aici am un pic de spațiu gol, voi folosi vârfurile care mi-a rămas de la această buclă și voi crea acolo o textură ușoară. Deci, la fel, vârfurile le voi tapa. Voi fixa cu fixativ, netezez bine șuvița de pe ambele părți și mai mult de pe partea exterioară. Așa, un pic de ceară pentru netezire. Îl dau cu un pic de fixator și îl ascund acolo, sub texturile celelalte și neapărat îl fixăm cu un ac ca să nu iasă. Așa, aici pot face o singură textură sau acuși vedem, adică o singură buclă sau două bucle. Așa, eu cred că vom face două bucle. Așa. Deci, bucla dată o putem da cu direcție în partea aceasta. Și aici deja nu facem tapare deasupra, dar o facem dedesubt. Și fixăm cu pudră. Facem tapare. Fixativ. Netezim la suprafață. Adică toate momentele de prelucrare a șuvițelor, a pentru crearea texturilor, se repetă. Este una și aceeași pregătire. Ceară pentru netezire, netezim bine șuvițele, firișoarele de păr de deasupra șuviței. Așa, și verificăm poziția pentru început. Eu am spus că vreau să dau aici. Pot să-mi scot doar o singură textură de pe centru. Să nu fie prea multe și încerc să o fixez iată aici. Așa, putem un pic peptăna textura ca să fie mai curată. După care o prelucrăm cu ceară și apoi cu fixativ. Așa, acum șuvița dată o fixez. Și observați cum țin degețele. De pe interior voi fixa. Și aici spate de fixat o clamă să fie mai puternic. Dar de obicei puteți fixa și cu clame și cu agrafe, în dependență cu ce este vouă mai comod. Așa. Și
Continui să prelucrezi bine toate pufurile, să le fixezi. Părul la manichine este foarte poros. Bine, se lucrează mult mai ușor ca să construiești o textură decât la un păr natural, însă este foarte poros, pufos și trebuie de fixat foarte bine. Dar același moment se referă și la părul natural. Când este foarte poros, trebuie de lucrat foarte mult la netezire, la acuratețe și la toate detaliile. Iarăși acest firișor îl voi tapa, îl dau cu un pic de fixativ și îl ascund dedesubt la textura dată, la șuvița dată. Ce pot face cu șuvița dată? Ca să nu duc direct în jos, nu va fi chiar frumos. Pot să-mi schimb direcția dedesubt și să o extind mai apoi în sus. Luăm o bucățică din burețel și o tragem peste șuvița noastră. Fixăm acolo binișor, după care iarăși tapăm șuvița. Vom fixa și vârful dat, ne ducem dedesubt la șuvița dată, o ridicăm un pic în sus și fixăm acolo de pe interior. Fixatorul lichid și să fixez de jur împrejur și totodată unde am fire de păr, pufuri, cum s-ar spune, le fixez, le dau după direcția texturii, da? Sau după forma pe care este dată. Vizual, fixativul lichid la final, dacă nu doar îl pulverizați, dar și prelucrați după direcția necesară, vă dă acuratețe și mai multă. Este un detaliu foarte important, nu doar să mergem cu pulverizarea, dar și să netezim firișoarele, ca să fie coafura și mai curată și mai reușită. Și totodată mai rezistentă, nu se va ciuli atât de rapid.